Salut! Eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi avem pentru voi mărturia unui miner din județul Caraș-Severin, care susține că a văzut un extraterestru. Bărbatul a relatat cu amănunte experiența ciudată pe care a trăit-o în mina de uraniu din Ciudanovița. Numele lui este Ben Todică, este fost miner și publicist care a decis să vorbească despre strania lui experiență. Hai să aflăm ce a avut de zis despre extraterestru. Exploatarea din mina Ciudanovița a început în anii 50 de către sovietici și aici au lucrat chiar și 15.000 de oameni pe rând. Din cauza pericolului pe care îl reprezintă, mina de uraniu a fost închisă în 1997. Halele sale, care adăpostesc minereul radioactiv, nu sunt ecologizate și nivelul de radiații îl depășește pe cel de alertă. Perimetrul din jurul ei nu este îngrădit sau semnalizat, iar cei 600 de oameni care locuiesc în zonă, împreună cu animalele lor, care pasc în apropiere, sunt în pericol de contaminare cu uraniu. În centrul comunei, nivelul radiațiilor nu atinge cota de alertă. Un nivel crescut de radiații pe halde se ajunge pe lanțul alimentar în organismul uman, cu brânză, cu carne, cu lapte, spune Cornel Sturza, președintele grupului de inițiativă Jack Nera. În prezent, fostul oraș minier este pustiit de muncitorii săi, aici locuind aproape 500 de suflete. Așezările s-au degradat, iar unele au fost dărâmate, soartă pe care au avut-o și spitalul, fosta gară, magazinele, cantinele, căminul cultural sau alte clădiri. Printre cei care au lucrat și locuit aici se numără Ben Todică, un fost localnic al Ciudanoviței, care trăiește de mai mulți ani în Australia. Publicistul este în continuare atașat de locurile unde a copilărit și lucrat. Acesta a povestit pe canalul său de YouTube întâlnirea bizară cu un OZN și un extraterestru. Lucram câte 2-3, însă la un moment dat, când colegii mei s-au îndepărtat, am rămas singur în galerie. Am urmărit curentul de aer, mergând spre un puț de aeraj, de unde să urc pe scări pentru a ieși afară. Am ajuns la un suitor abandonat, la care putreziseră scările, cu pereții sfărâmați în unele locuri și am văzut lumină venind de sus. Am început să urc pe el, fiind sigur că o să ies afară prin acest puț de aeraj. Peretele s-a prăbușit, iar în acel loc s-a deschis o încăpere largă în care se afla un fel de lac luminată de o lumină albastră extraordinară. Aici se afla un fel de casă, dar care semăna mai mult cu o farfurie zburătoare. M-am apropiat de lac, crezând că e apă, dar era un fel de gelatină. Când am atins lacul, dintr-o dată, din acea casă de forma unei lacrimi mari, a ieșit o ființă albastră, o femeie care arăta asemănător uneia pictate în piramide, o Nefertiti. M-am speriat și nu am mai putut nici să vorbesc măcar. Mi-a spus apoi că ea se află aici pentru a consuma apă din aceste locuri, care conține nanoparticule de aur, de argint și au radioactivitate, care le este necesară lor în constelația de unde vine. Mi-a arătat portițele care se deschideau în univers, folosite pentru a călători în univers, susține Ben Todică. Conform celor trăite, publicistul susține că ființele misterioase au părăsit pământul cu mai multe mii de ani în urmă, dar stațiile ascunse în inima munților, unde veneau pentru a lua apele minerale de care aveau nevoie, au fost conservate. După întâlnirea cu femeia Nefertiti, Ben Todică s-a trezit în galeria mineră. A crezut inițial că totul a fost doar un vis, dar la câțiva ani după ce s-a mutat în Australia, a avut parte din nou de o întâmplare bizară, despre care nu a relatat detalii. În ciuda faptului că în Ciudanovița se află în pericol, unii oameni au ales să nu plece. Nu pare să le pese prea mult de efectele radiațiilor de uraniu și de reziduurile periculoase ale haldelor din jurul localității. Ba mai mult, unii susțin că cei care pleacă se usucă pe picioare, subit, în timp ce cei care rămân sunt bine mersi. Poate există radiații de la haldele de uraniu care înconjoară satul, însă pe noi nu ne afectează. În schimb, se petrec lucruri ciudate cu cei care pleacă de aici, după mai mulți ani în care s-au obișnuit cu aerul acestui loc. Se îmbolnăvesc repede, odată ce îl schimbă. Un coleg de-al meu de la mină, întors în Botoșani, în câteva luni s-a uscat de tot. S-a îmbolnăvit grav și devenise de nerecunoscut, susține Vasile Voloca, originar din județul Botoșani.
Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.